În ultima etapă a returului Ligii Naționale de Handbal, echipa Universității Suceava a pierdut la Vaslui cu scorul de 21-25. După acest rezultat și având în vedere că Mianur Baia Mare a câștigat disputa cu Timișoara, CSU Suceava va merge în turneul play-out, unde va continua lupta pentru menținerea în primul eșalon. În meciul de la Vaslui, gazdele au început mult mai bine și au condus cu 5-1, dar mai apoi echipa lui Adrian Chiruț a recuperat din diferențe și s-a apropiat la un gol. La pauză, scorul fiind de 10-9 pentru vasluieni. După reluarea meciului, echipa gazdă s-a mobilizat și a reușit să se mențină în avantaj, câștigând partida cu o diferență de 4 goluri. Da, un meci foarte greu, dar spun că noi ne l-am făcut greu și n-am prins o zi bună. A fost una din zilele în care vrei să dai totul și nu reușești să scoți ceva, nu ți iese nimic. Am mai întâlnit astfel de zile, într-adevăr, sper să nu mai apară de acum, ele vin mai rar în viața unui sportiv, unei echipe. Sperăm să trecem peste moment, problema cea mai mare asta e, să trecem peste acest moment, să urmează play-out-ul, 6 meciuri în care trebuie să dăm totul. Da, de asta spuneam, moralul echipei, după cum am văzut după meci, nu e prea ok. Acolo trebuie să muncim la moralul lor și apoi să vedem cum scoatem, ne întoarcem din nou la Vaslui duminică și trebuie să schimbăm fața echipei. Acum să vedem cum reușim. De pregătit avem 2 zile. Astăzi o să fie un antrenament mai mult de refacere după acest meci și după drumul de întoarcere și mâine să încercăm să punem la punct ceea ce nu ne-a ieșit acolo la ei și să vedem la ora meciului cum vom fi. E important să gândim pozitiv și mai este de luptat. Nu trebuie să cedăm, încă nu s-a terminat, chiar putem să considerăm că o luăm de la zero acum.